consider că este cel mai important meci din acest an. Jucăm pentru un trofeu, nu s-a mai câștigat un trofeu de mulți ani aici. Și trebuie să câștigăm acest meci pentru a le face o bucurie fanilor și a șterge cu buretele puțin din rezultatele slabe din acest an. Ar fi primul trofeu pe care îl câștigi cu FCSB și dacă se va întâmpla și crezi că la cum ați evoluat în acest sezon, puteți să vă calificați în sezonul în grupele UEFA Europa League în această toamnă? Da, ar fi primul meu trofeu din carieră la seniori. Consider că putem să ne calificăm în Europa League anul acesta. Este actualul sezon cel mai slab de când ești tu la FCSB și în ce măsură tot pe ideea asta se marchează ar salva cupa acest lucru? Ar salva, normal, acest sezon dezamăgitor, mai ales în play-off. Este cel mai slab sezon de când sunt eu aici. Și ar fi foarte importantă cupa, pentru că ne-ar da încredere, cum a spus și mister, pentru sezonul viitor. Ok, din partea lui Paul Andone, tot pentru tine, Florin, Paul Andone, Antena 1. Cum le răspunzi celor de la Craiova care spun că FCSB va juca relaxat contra lui CFR Cluj dacă va câștiga Cupa României? Să o câștigăm și o să le răspund după. Nu există așa ceva. Noi vom juca la fel cum am jucat și cu ei. Vrem să prindem podiumul. Tot pe această temă legată de meciul cu CFR, pentru dumneavoastră, domnule Petrea, din partea celor de la Luc, vă avantajează faptul că nu a jucat cu CFR în acest weekend, în pregătirea partidei de Da, noi ne mâine? făcusem un program luând în calcul și meciul cu CFR, după care s-a întâmplat ce s-a întâmplat și a trebuit să schimbăm din acest program. Pentru noi, nu știu dacă e un avantaj, dar am avut posibilitatea să cunosc mai bine jucătorii, să văd mai bine starea de spirit de aici și să vedem unde avem de lucrat. Consider că pentru mine a fost ok faptul că nu s-a jucat. Am avut posibilitatea să îmi dau seama de mai multe lucruri în privința jucătorilor noștri. Da, meseria de antrenor e una imprevizibilă din punct de vedere al stabilității. Eu nu pot decât să apreciez faptul că au reușit să aducă echipa până la acest nivel al competiției și să le urez succes în continuare. Da, eu nu cunosc foarte bine ce s-a întâmplat, dar ce am fost informat. Mă rog, fiecare club are dreptul să acționeze cu încredere de cuvință. Dacă mă întrebați pe mine, eu mă iau după ce se întâmplă pe teren. Aia este cel mai important. Iar pe teren s-a văzut ce s-a întâmplat. Echipa s-a calificat pe teren și nu știu dacă și mai au rost o asemenea discuții. Dar, încă o dată, e dreptul fiecărui club de a acționa în consecință. Da, eu ce să spun, fiecare face cum consideră, dar calificarea s-a jucat după părerea mea pe teren. Nu cred că merită ei să joace această finală. Plus că Sepsi a bătut de curând. Da, nu pot să nu fac predicții de genul ăsta. Cert este că noi tratăm meciul cu maximă seriozitate și sperăm cu toții să, ca la finalul lui să fim învingători. Nu știu, nu-mi place să dau pronosticuri. Contează să marcăm un gol mai mult decât Sergi. Da. Dumnezeu. Cu plăcere. Mulțumim.